mare, îi mâncau râtul că țipenele de omului deschideau ușa. În una din zile, baba oftă din greu și zise moșneagului: ia ca mai moșnezi, am ajuns alt ca iarna și pot să morâs ca vremea și alea. Din pricină că nu avem copii și dăm singur ca cucu și ne țăuie urechile de urât. Apoi dă măi, babă, ce putem noi face? Ia mâine dimineață, cum s-o amijit de zâu, să te scoli și să apuci încotroi vedea cu. Și ce ți-a ieșit înainte? Întâi și întâi, dar a fi om, da șerpi, da în sfârșit orice altă jivină a fi. Pune-o în traistă și o adă acasă. Vom crește-o și noi cum vom putea. Și acela să fie copilul nostru. Așa voi face, măi, babă. A plecat moșul cu noaptea în cap, dar mult n-a zăbovit. Și cum a ajuns acasă, zice: ia ca măi, băbușcă, ce odor ți-am adus eu! Un băieț odios, precernat și frumușel de nu se mai poate! Ui, părșel! Ti, da, frumușel mai ești, odorul, mami! Frumușel! Am făcut de mătoare și grijește cum se grijește băieții, că mă convenze, e cam colbăit din el. O să fac din el un băieț chipos, hazliu și gras, învălit ca un pepene. Băieț ca băietul meu, n-o să mai fie altul. Numai de un lucru în inima asta, când va putea să ne zică tată și mamă. Într-una din zile, moșneagul se duce la târg. Târguiește el ce are de târguit și când vine acasă, baba îl întreabă ca întotdeauna: ei, moșnezi, ce mai știi de pe la târg? Ei, ea nu prea bune vești. Împăratul vrea să-și mărite fata. Și asta e veste rău, moșnezi? Apoi îngăduiește puțin, măi, babă. Când ți-o îi spune până la sfârșit, ți s-a încrâncenat și ție carnea pe tine. Dar de ce, moșnezi? Dar păi ia ca de ce, măi, babă? Împăratul a dat de știri că oricine s-a aflat să-i facă de la casa celuia și până la curțile împărătești un pot de aur pardursit cu pietre scumpe a celuia-i dă fata. Dar ce că-i mai dă și jumătate din curăția. Iar cine s-a bizuit să fie ca să ceară de nevastă și n-a izbutit să facă potul, aceluia tocă-i și taie capul. Vai de mine, vai! Și ci că până acum o mulțime de feciori de crai și de împărați au venit, dar niciunul din ei n-a făcut nicio ispravă. Iar împăratul pe toți i-a tăiat fără cuțare, de-i plânge lumea de milă. Apoi, băi, babă, bune vești sunt acestea. Oh, moșnezi, mi se rupe inima în mine, că mari jăleșale am cum mai zic că mamele lor pe dintești. Mai bine ca altul nu poate plăcut și nu-mi duce capul ca pe alții la atâta în sumă. Ar încăleca pe nevoie. Ce mare slavă ar mai dobândi în lume. Tată și mamă, eu îl fac. Da, până și la baba. Dar de unde a ieșit glasul? Parcă de sub vatră. Da, acolo nu-i decât o dapă. Tatăl de picoșă, eu sunt piciorul vostru. Împăratul, eu am să-l fac. Drag, mami, drag. Nu spune viața îmi primește. Și pe noi să ne lași tocmai acum străini. Cu inima arsă și fără niciun sprijin. Că trăind și nemurind, ai să vezi cine sunt eu. Haide-mi te ducă să mă vadă în parte. Ce voiești de la mine, moșule? Să trăiți mulți ani cu bine luminate și prea puternice împărate. Deci, eu auzim că aveți spate de măritat, aduce la cunoștința vrei voastre, că el ci că poate să vă facă pomul. Dacă poate să-l facă, facă-l moșnege. Și atunci fata și jumătate din împărăția mea ale lui să fie. Iar de nu, atunci poate ai fi auzit ce-o pățită alții mai de viță decât asta. Dar unde ți-e căciorul? Dar păi aici este. Dar bine, moșnege, te-am crezut-o toată mintea. Dar unde te visezi de umbli cu cortul pe tine? Și cine te-a pus la cale să mă iei tocmai de mine în bătaie de joc? Ia să-ți spun tu lăsate, împărate, să puce eu copul de mâna mâna noastră. Să avem iertare, luminarea voastră. Acesta ni-i plăcă. Și el are să facă podul? Apoi iar ia măria ta. Hai, ia-ți porcul de aici și ieși afară. Și dacă până mâine dimineață n-a fi podul gata, moșnege, am să-ți teie capul unde stau tău. Înțeles-o mai? Înțeles, mai bine. Către seară ajunge moșneacul acasă
urmat de câțiva ostași în paza cărora îl dăduse împăratul. Pe loc, pe babă o și apucă un tremur de spaimă și începe să vâicări și a zice: Vai de mine, vai de mine, moșnici, dar ce foc mi-ai adus la casă? Mie ostași îmi trebuie să mă opresc. Mai ai cură să întrebi? Am luat după capul tău și m-am dus pe poclauri să-ți aduc copil de suflet. Și acum ia că a încercit eu în amintea. Că n-am adus eu ostașii, ci ei m-au adus pe mine. Hai să ne culcăm. Capul meu se vede că până mâine dimineață mi-a fost scris să mai stai unde stai. Suflând cu putere, din merile purcelului au pornit două sumuri de foc, de la bordeiul moșneagului și până la palatul împăratului. Și podul, cu toate cele poruncite, era acum gata. Iar bordeiul moșneagului se prefăcuse într-un palat mult mai strălucitor decât al împăratului. Îndată s-au sculat și moșnegii. Împăratul, văzând această mare minune, n-a avut ce face și a trimis fata la casa mirelui. La vreo săptămână, două, tânăra împărăteasă, cuprinsă de dor, s-a dus să-și mai vadă părinții, iar pe bărbat l-a lăsat acasă că nu-i da mâna să iasă cu dânsul. Draga mami, draga mami! Draga tati! Cum o duci? Apoi, cum să o duc? Gospodăria merge bine, iar bărbatul meu, urcelul, toată ziua mușnuiește prin casă cu obiceiul său. Iar noaptea, leapă de pilea ce de placă. Draga tate, ascultă cu fața mea. Tu împingă păcatul să-i faci vreun neajuns, ca să nu pățești vreo nenorocire. Căci, după cum văd eu, omul acesta, sau ce-a fi el, are mare putere. Și trebuie să fie ceva neînțeles de mintea noastră, de vreme ce-au făcut lucruri peste puterea omenească. Și acum vă las. Rămâi cu bine, fata mea. Și o cu bine, tătucă. Ascultă la mine, fata, tu e cu totul altfel. Ce fel de viață ai să duci tu dacă nu poți ieși în lume cu bărbatul tău? Eu zic așa, să potrivești totdeauna să fie foc zdravă în sobă și când a adormit bărbatul tău, da, să iei pelea cea de porc și să o dai în foc ca să ardă. Și atunci ai să te mântui de dus. Că bine zici, mama. Ia ca mie nu mi-a venit în cap de una ca asta. Mă duc, mă duc de grabă acasă. S-a întors împărăteasa cea tânără acasă și a poruncit să-i facă un foc bun în somn. Și când dormea bărbatul mai bine, s-a dus și a luat pelea cea de porc. Acum s-a isprăvit cu tine și cu necazurile mele. Ce-ai făcut, femeie nepricepută? Ce-ai făcut? De te-a învățat cineva rău ți-a prit, iar de-ai făcut-o din capul tău, rău cap ai avut. Acum m-ai nenorocit și pe mine și pe tine deodată, și pe pieții de moșneci. Dacă vei avea cândva nevoie de mine, atunci să știi că mă cheamă Făt Frumos și o să mă găsești la mănăstirea de tămâie. Pe loc s-a stârnit un vânt năprasnic, și venind un vârtej înfricoșat, a ridicat pe ginerile împăratului în sus și s-a făcut nevăzut. Atunci, oricat și s-a mistuit, iar palatul în care ședeau moșnegii cu nora s-a schimbat iarăși în sărăcăciosul bordei de mai înainte. Ai văzut, fată dragă, ce-am pățit că n-ai avut un minte? Acum ce ai să faci? Voi duce în toată lumea să-mi caut bărbat. Și-a pornit fata împăratului încotro a văzut cu ochii. Și-a mers ea, a mers tot înainte prin pustiuri un an de zile, până ce a ajuns într-un loc sălbatic și cu totul necunoscut. Și aici, văzând o căsuță tupilată și acoperită cu mușchi, a bătut la poartă.
atunci s-a auzit dinăuntru un glas de femeie bătrână. Eu sunt un drumeț rătăcit. Răzbate prin aceste locuri, că pasăre măiastră nu vine pe aici, nicum în pământea. Caut mănăstirea de cămâni și nu știu în care parte a lumii se află. Se vede că tot mai ai o leagă de noroc, de nimerit tocmai la mine. Ia să strig eu și să-mi adun jivinele din împărăție. Poate ți-or da ele răspuns. Dar jivinele au răspuns toate deodată că nici n-au auzit măcar pomenindu-se de numele acesta. Și atunci bătrâna, cu multă părere de rău, i-a spus fetei. Mă doare inima că n-am nicio putere să cred. Ia, ține de la mine o bucată de pic și o făcut de vin ca să-ți fie pentru hrană la drum. Mulțumesc! Și mai ia și furca asta de aur care face singură. Păstrează-o, că ți-a prinde bine la nevoie. Să te îndrepți către sora mea mijlocie, poate o știe ea să te ajute. Drum bun, fată drag. Mulțumesc, mulțumesc. Și fata de îndrărat mai merse un an de zile tot prin locuri sălbatice și necunoscute până ce, cu mare greu, ajunse la locul arătat. Dar nici aici nu află ceea ce căuta. Bătrâna care locuia aici îi dăte și ea o bucată de pâine, un păhăruț de vin și o vârteiniță de aur care depăna singură. Și apoi o îndreptă cu multă bunătate și prudență la sora sa cea mai mare. Dumneața mai merse iarăși un an de zile prin niște pustietăți și mai grozave. Cârlanul pe sus, dumneața pe jos, au pornit la drum. Și când viața dumneața nu mai putea, atunci îndată ciocârlanul o lua pe aricioarele sale și o ducea. Și tot așa, mergând ei încă un an de zile, mare greutate și zduce, o trec peste nenumărate țări și mări și prin pode și pustietăți așa de îngrozitoare că nu-i cu putință să povestească din locul ăsta. Și în sfârșit, amar de trudă și primejde, au izbutit să ajungă la gura unui pește. Acum, ține-te bine! O să trecem de altă. Ce minunat!
se află ceea ce cauți tu de atâta mari de vreme. Acolo să găsești și de tot frumos. Dar ia stai, nu cumva ți-i cunoscut ceva pe aici? Vai de mine, aici se află podul cel minunat și palatul moșnicilor. Am scăpat de greu. Mai stai și nu te bucura așa de grabă că tot n-ai scăpat de primejdie. Îi arătă fete de împărat o fântână unde trebuia să se ducă 3 zile de-a rând. Îi spuse cu cine are să se întâlnească și ce să vorbească. O povățui ce să facă rând pe rând cu furca, cu vârtelnița, cu tipsia și cu cloșca cu pui de aur dăruite ei de cele 3 stupe. Iar la plecare îi spuse: să nu te abați cu părintă de la povețele mele. Altfel va fi bai și armat de tine singură de aceste dărâne. Și acum, rămâi cu bine. Cu bine! Drum bun, ciocârlandă! Drum bun, prietene! Tare sunt zdrobită de drum. Să mă așez o lecuță în jos. Și să mă hotinesc. Așa. Să scot mai întâi furca și să o așez colea pe pajiștele mele. Ce-o mai fi și asta? O femeie necunoscută și alături de ea o furcă minunată. Doar cât țin până firea meu. De mii de ori mai subțire decât părul din cap. Fugă-le atât până a găsit-o. Stăpâna acestei slujnice era îngrijitoarea de la palatul lui Făt Frumos, o vrăjitoare strașnică. Dar numai un lucru nu știa hârca: gândul omului. Vrăjitoarea, cum aude despre această minunăție, trimite slujnica de grabă să-i cheme femeia cea străină la palat și cum vine o întreabă: am auzit că ai o furcă de aur care toarce singură. Nu ții de vânzare? Și cât ne cere pe dânsa? Ia, să mă lași să stau într-o noapte în odaia unde doarme împăratul. Da, cum nu? Dă furca încoace și rămâi aici până la noapte, când s-a înturnat împăratul de la vânătoare. Eu mă duc să-i pregătesc de mâncare și când va veni vremea, te chema eu înăuntru. Aha, ți-am găsit lea. I-am pregătit eu împăratului un lapte dulce de o să doarmă dus până a doua zi de dimineață. Iacă, ai sprăvit vânătoarea și se întoarce. Cum și-o bea cupa de lapte, o să o duc pe drumeața acolo, după cum avem tocmeala. Grozavă puterea! Și dai nici pata mare, și-mi spune drumea. Despre ziua, am să-i vreau să plângă. Numai să nu audă netrebnicul de slujitor credincios, cu care merge în toate zilele la vânătoare împăratul. Cheamă iarăși pe fată la dânsa, pune mâna și pe vârtelniță, tot cu același vicleșug, și a doua zi de dimineață o scoate iarăși din odaia împăratului și din ogradă. Însă, în această noapte, credinciosul împăratului, simțind ce s-a petrecut, și-a pus în gând să descopere vicleșugul babei. Și cum s-a sculat împăratul, credinciosul i-a spus ce se petrecuse în odaia lui în cele 2 nopți de vorbă. În vremea asta, zbuciumata și urgisită soția lui Făt Frumos stătea iar la fântână și scosese acum pe tipsie cloșca cu pui de aur. Ale mele ori să fie. Și cum vine străina, o
Totoranța pune mâna și pe tablaua de aur și pe cloșca de aur cu pui de aur, tot cu același viteșug. Apoi cum sosește împăratul de la vânătoare, fuga cu laptele la el. Ia că, împărate, ți-am adus lapte minunice. Lasă aici somnul. Lasă-l aici. Laptele ăsta nu-l mai beau. Intră, tată, unde ți-o vrei. Dar grijă să nu faci domnul. Mâine de zi, am să eu să te iau. Văd frumos, scoală-te. Sunt eu, soția ta. De 4 ani mă chinuiesc să te aflu. Uite, acum te-am găsit. Dar tu dormi. Trezește-te, văd frumos. Trezește-te. Bine ai venit, împărăteasa mea. Ți-ai împlinit pedeapsa. De acum s-a curmat tot răul. Hei, slujitor! Da, Maria, aduceți-o aici pe hârca de babă din preună cu toate odoarele luate cu vicleșul de la împărăteasa mea. Am înțeles. Și mai aduceți o iapă sireapă și un sac plin cu nuci și legați sacul și hârca de coada iepei și dați-le drumul. Și slujitorii s-au grăbit să primească voia împăratului. Și când a început iapa a fugi, unde pica nuca, pica și din babă bucățica. Și când a picat sacul, i-a picat și hârcei capul. Iar pe tine, slujitor credincios, cu multe daruri te voi dărui eu și împărăteasa mea și te vom ține pe lângă noi până la sfârșitul vieții. Și acum, să ne pregătim de nuntă! Și s-a încins o nuntă cum nu s-a mai pomenit și nici cred că s-a mai pomenit una ca aceasta undeva. Și numai cât a gândit, fă frumos, și îndată au și fost de față părinții împărătesei lui și crescătorii săi, baba și moșneagul, îmbrăcați iarăși în profiră împărătească pe care i-au pus în capul mesei. Și s-a adunat lumea de pe lume la această mare și bogată nuntă și a ținut veselia 3 zile și 3 nopți și mai ține și astăzi, dacă nu cumva s-a sfârșit.